Vreau să vă aduc la cunoștință că fracțiunea Partidului Liberal Democrat de Moldova, în semn de protest politic, nu va participa astăzi la ședința de plen pentru învestirea guvernului. Considerăm ceea ce am confirmat și anterior, că această coaliție formată nu corespunde rigorilor legale și noi nu vrem să participăm la un act de injustiție. De asemenea, am adresat un demers către președintele Parlamentului, prin care l-am anunțat că nu vom participa la această ședință și îl rugăm să nu ofere cuvânt niciunui reprezentant a fostei fracțiuni parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova care să-și asume dreptul de a vorbi în numele fracțiunii.